Che sfida good. Ma tu so che mai hai del fotografo? So che mai? Da da da. Lunga generica. Lunga generica, mai dai. Hai tu te ho invece gata. Cine fa noi facciamo la. Tu hai fatto la città. La città. La città. La città. La città. Ma ce de braț pe generică? Ați regizat. Ați de braț. Ma, așa, vă rog. Atenție aici, vă rog. Salam. Salam. Bărbă la scutură. Aici s-a prea mare, aici atenție. De ce? De ce? De ce? De ce? Așa? Din față la buchet? Așa și buchetele de design. Așa? Așa. Am uitați-vă și la ceasă, poate uităm la prima ceasă. Tu zâmbi pe generic, tu stai de-așa. Tu vrei să scapă de poze. Și nu poți să joace. Nu prea am putut să mă plec. Ah, da, păi dacă te-ai îngrășat, așa. Și cum ești buchețe? Ce am eu buchețe? Tu? Așa, așa. E bine? Foarte bine. Una pe buchețe, una pe buchețe. Așa. Sunt atenție aici, vă rog. Sunt cu mâna pe mireasă. Da, da. Una aici, atenție. Zâmbit, vă rog. Da, eu închid ochii. Cu fulgere. Și încă o dată. Bun. Bun, hai, Sara. Vieni. Da, da, da. Hai să... Lăsă-o că țin eu, ține tu ăsta. Ții tu și ții eu buchetul? Da. Tu tot, așa. Sara, ai? Hai, ține florile lui mami, hai, ia uite-te la ea. Sara. Ia uite-te. Nașul. Sara. Sara. Aici. Ia uite Alina, Alina, ia uite ce flori are Alina. Aici atenție. Da. Ești floare? Da. Ești ca o floare, ma. Ia uite-te pe Alina, un pic. Uite-te, ești ca o floare, proaspătă. Uite-te, ești ca o floare. Hai, ma, că nu voi intra. Nu, nu mai intra acum la mine. Vezi că să-ți mai pui un bol ca o să-ți cadă și ori. Poate să-i rău, cadă și ori. Nu, păi, adică. Mai pune rusorii un bol, că fără rusorii și tot care, în lor să-i rău. Cum va prinsă și ori, să-ți stea trei rusorii. Gata, hai că acum așa și ne zic și eu, rămân acolo. Dar mă așa. Aici un pic, atenție. Hei. Hai, acum să-ți trag cu bică un ștampă. Să vezi ce chiu-i pe nesa. Nu, bun, acum atenție. Au rămas așa? Au rămas așa. Luați-vă stăpânt. Nu, ne luăm, ne păr. Adică nu. Ia uitați-vă și una alta, față-n față, așa! Zâmbiți, mă! Zâmbiți, așa, da! Gata, Alina, vezi unde îți taie! Da. Deci, imediat trebuie să plecăm, ăsta să vin și ăsta luați Cum ieși? Eu, cu mașină, o să-ți poți întâi de urmă cu plecarea, da? Hai să pe mijlocul mirii, nași pe mașină și mânările pe mașină, da? Nu pot, e covorul alb aici, poți să zic. Adriana, să deși porta, mă ales. Nu, Sorina, hai mai în față. Sorina, hai nu poți să deși trag pe rochea mirez. Hai tu, ce-a cu poate, cu poate. Bun, atenție, da? Și ei, Miri, da. Mergeți în picul. Cu lumânările pe geamă. Da, și mașina poate mergi în acasă. Șoare. Pe geamă, afară.
Ia, ale să mai punem la cale, să mai punem la cale. Nu aveți cine să așa de ele. Pentru ce? Pe masă, știi acum. Să pădă! Adriana e aici. Semnesc, ca să fim sigur, nu? Păi atunci ce facem? Da, dar tu ce mai zis? Păi nu știam cum să vină ce să vină și să facă ceva. Adriana. Încă o dată. Da. Nu. Nu. Nicola. Ba, da. Ce rămân aici. Da. Da. Bă, aici. Și acum vine asta? Imediat. Noi nu mai venim. Nu, nu, nu. O să vină durată aici. Unde ești tu la acolo? Atenție, pic aici. Deci. Dar nu. Părinții, puteți să veniți mai aproape, dacă vreți. Da, dacă nu, să fiți alături de copii, nu lăsați singuri. Sofranica, Sofranica, lângă nașul, lângă nașul. Eu? Da. Și soacra mare? Unde soacra mare? Aici. Tu de lângă soacra mică. Da, începem. Sunt mare lângă nașa. Sunt mare lângă nașa. Toată lumea alături. Da. Începem. Cetățenă Cernoacă Sorin Bogdan. De bunăvoie și nesilit de nimeni, e în căsătorie pe cetățeana Țârd de Adriana? Da. Cetățeană Țârd de Adriana. De bunăvoie și nesilită de nimenie în căsătorie pe cetățeanul Cernoagă Sorin Bogdan? Da. Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și vă fac cunoscute următoarele dispoziții din codul familiei. În România, statul ocrotește căsătoria și familia. El sprijină prin măsuri economice și sociale dezvoltarea și consolidarea familiei. Familia are la bază căsătoria liber consimțită între soți. Dar nu știu cine e sute. E de la țară. Relațiile dintre soți, precum și exercitarea drepturilor față de copii, bărbatul și femeia au drepturi egale. Drepturile părintești se exercită numai în interesul copiilor. Relațiile de familie se bazează pe prietenie și afecțiune reciprocă între membrii ei, care sunt apoi să-și acordă unul altuia sprijin moral și material. Soții hotărăsc de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, domnule, doamnă, vă declar căsătoriți. Mulțumim! Haideți aici încă o dată, te rog? Zâmbește, te rog! Da, zâmbește! Când o să semnești toate de la restul, dacă ți-ar vedea zâmbit. Bun, atenție aici! Zâmbește! Iubesc! Ce stai cu rămâna așa? Are emoții, băi, cu! După 14 ani ar trebui să nu mai am, dar... Am zis că n-am! După 14 ani de sfârnat actele. Nașa, atenție aici, zâmbește. Da? Zâmbește, nașa! Nașa, aici, aici! Nu să mă uit acolo cât eu semnăz. E, vă opriți-o pic. Și eu? Da. Zâmbește. Sunteți de profesie martor. Da. Nașul SRL. Tânără familie, acesta este simbolul scris al iubirii dumneavoastră, care din partea mea și invitaților vă doresc să vreze de știți, să aveți grijă unul de altul, să vă apreciați și bineînțeles să vă iubiți. Acum, domnule, în mod legal și oficial pot să fiu soția. La mulți ani! Mulțumim! Să fie la mulți ani! Sună-ne orele nașurile, la mulți ani! Păi la noi e... Și ceva aici. Să vă trăiască? Să ne trăiască. Să ne trăiască. Să ne trăiască. Să ne trăiască.
Sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluie și viață neîntinată, ca să fie izbăviți și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, pe mine și pe tine, femeie, ceasul meu n-a venit încă. Mama lui a zis celor care slujeau să faceți ceea ce vă va spune. Și erau acolo 6 vase de apă făcute din piatră, puse pentru curățirea iudeilor, și care luau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă și le-a umplut până sus. Apoi le-a zis, scoateți și aduceți nunului. Și ei au dus și când unul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, a strigat unul pe mire și i-a spus, orice om pune întâi vinul cel bun și când au băut bine, pune și din dragostea de Dumnezeu vine dragostea dintre noi. Din dragostea de Dumnezeu și din bunătatea lui Dumnezeu vine bunătatea și înțelegerea dintre noi. Știți, sunt și multe paradoxuri în viața asta și sunt convins că și voi le știți și alții le știu și cei mai în vârstă le știu. De multe ori, dragostea, în loc să se amplifice după cununie, după nuntă, după un an, doi de convertire, începe să se stingă. Și devine așa ca o obișnuință, lucru foarte nociv. Și lucru care e de neînțeles până la urmă, pentru că cu cât ești, treci în timp, multe cupluri știu lucrurile. Toate, câte trebuie să le fac. Știi? Dar nu le fac. Și aici e durerea. Nu pentru mine, ca preot sau pentru biserică. E ca un izvor aici, știi, curge, cine bea apă, cine nu, nu. Așa e și cu credința. Cine se împărtășește din credința aceasta, se împărtășește, cine nu trece pe lumea și bună ziua și la revedere. Deci nu e nicio problemă. Problema e alta. Acolo unde e Dumnezeu și unde e dragostea de Dumnezeu și unde e rugăciunea, acolo toate celelalte sunt adausuri. Și acolo unde vine un uragan, un tsunami peste familia respectivă, trece. Azi e zi de sărbătoare, că în sat e nuntă mare. O venit muzică bună, să petrecem împreună, că azi mirise cunună. Sus paharul de răchie, că la noi e veselie, că la noi e veselie. Mirele-i tare valos, cu lua ce-a fost frumos. Mândră fată și frumoasă, pe vecie e aleasă, pe
aleasă. La mireasă și la mire, mult noroc și fericire, mult noroc și fericire. La 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 la
Doamne, de la Cisma, că ne-a venit și de noi, că ne-a venit și de noi. Vede, Doamne, de la Cisma, că ne-a venit și de noi, că ne-a venit și de noi. Avem de răsplătit la plăcere să invităm de la pereche pe Adriana și Sorina Vals. Bineînțeles, o să te ajute și nașii, și părinții, și toți invitații. Să-ți poarte noroc, iubito-mi mănunca de flori.